6 bărbați au încăput pe mâna mascaților, fiind bănuiți că fac parte dintr-o grupare criminală specializată în aducerea prin contrabanda drogurilor din Franța. Organizatorul rețelei, un tânăr de 27 de ani din orașul Orhei, intenționa să importe prin contrabandă o partidă de pastile Subutex din Franța și să le transmită spre distribuire complicilor săi de 45 de ani, ambii locuitori ai orașului Orhei. Polițiștii și procurorii au localizat organizatorul care traversa frontiera leușeni cu un microbuz. Acesta a fost urmărit până în Orhei, unde a fost întâlnit de complici. După ce au fost încărcate coletele în automobilul complicilor, aceștia au fost reținuți. În urma perchezițiilor au fost depistate 980 de pastile, aproximativ un gram de hașiș și 28 de pastile de tramadol în valoare de 6.000 de lei. Pe Piața Neagră, grupare ar fi putut obține un venit de aproape 1 milion de lei. Mai mult, de la domiciliul afaceriștilor au fost ridicate pastilele Subutex, marihuana, bani în sumă de 15.000 de lei, cartele SIM, telefoane mobile, de pe care figuranții efectuau tranzacțiile ilicite cu droguri și o armă de tip TOZ, fără acte și păstrată contrar cerințelor. Dacă vina acestora se va dovedi, comerțul cu droguri îi va costa până la 15 ani de pușcărie.